am început atletismul în 64, de la Lotul Național. Pe urmă am fost la cluburile Metalgesul Cugir, Dinamo București, Rapid București, Steaua București, CSU Oradea, Târnavele Blaj, Liceu Militar și actual la CSU Unirea Goiule. La categoria de veteran, peste 35 de ani, am participat la toate categoriile. În fiecare an câștigam cam în jur de 4 titluri naționale. La 3.000 sală, 4.000 cross, 800, 1.500, 5.000, 10.000 pistă, 10.000 cross. Anul ăsta la Larisa, în Grecia, unde am ieșit vicecampion Balcanii la 1.500 și două medalii de aur la ștafeta 400 și 4.400. A alergat în fiecare zi? Fiecare zi, aproximativ 10 km. Județul Alba a avut o trupă foarte bună. De acum vreo 10 ani am avut și vreo 15 concurenți la viteză, la sărituri. Acum e doamna Gușat, care e una dintre cele mai puternice din țară, de-aia merge la marș, proba de marș, mai aleargă și la crossul, domnul Suflețelu la categoria 75, doamna Gușar la categoria 65, domnul Mircea Bogdan la categoria 70, eu la categoria 65. Zoaică, care are 125 de ani la ora actuală și escaladează pe munți, lucrează în grădină, iar la noi în România e una, doamna de Spina, care are 89 de ani. Special la tinerete o scădere foarte mare datorită faptului că nu au condiții de pregătire. Chiar acum am participat la campionatul național la Felix, unde la proba de senioare a fost 16 concurente, la seniori 17 concurente. Dar spuneți-mi câteva din beneficiile care le aduce alergarea organismului și ce le recomand? Cea mai mare beneficiu este sănătatea. Alergare egal pilula miraculoasă a sănătății.